a noua a ligii întâi. Sunt câteva schimbări în ambele distribuții față de runda trecută, câte trei schimbări de fiecare echipă. Noutățile la FCSB sunt Ovidiu Popescu, Man și Rusescu, jucători care îi înlocuiesc pe Lucian Filip. Iată-l pe Mediop Ndiaye cu o primă ocazie importantă. Iată, suntem în secunda 30 a partidei și am asistat deja la o șansă mare a celor de la Dunărea Călăraș de a deschide scorul pe mijlocul apărării. Pătrunde acolo foarte periculos Mediop Ndiaye și cât pe ce să asistăm la